Patru tineri cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani din comuna Corcova, județul Mehedinți, au fost reținuți de către polițiștii gorjeni, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire, distrugere, furt calificat, precum și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere. Reprezentanții IPJ Gorj au menționat că cei patru mehedințeni, împreună cu un minor de 17 ani din aceeași localitate, în timp ce se aflau în municipiul Motru, au bătut doi bărbați de 28 de ani din comuna Căturlele, județul Gorj, și de 42 de ani din comuna Hinova, județul Mehedinți, în urma unui conflict spontan. La data de 13 octombrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj patru tineri cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, toți din comuna Corcova, județul Mehedinți, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire, distrugere, furt calificat în scop de folosință și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. Din cercetările efectuate de polițiști în cauză, s-a stabilit faptul că cei patru tineri, față de care s-a dispus măsura reținerii, împreună cu un minor de 17 ani din aceeași localitate, în timp ce se aflau pe strada Mahului din municipiul lui Motru, au exercitat acte de violență asupra doi bărbați de 28 de ani din comuna Cătunele, județul Gorj, și de 42 de ani din comuna Hinova, județul Mehedinți, pe fondul unui conflict spontan. Ulterior altercației, tinerii de 23 de ani și 19 ani din comuna Corcova, județul Mehedinți, s-au urcat la volanul autovehicului ce aparținea persoanelor vătămate și l-au condus pe strada Macului din municipiul Motru, fără a poseda permis de conducere. De asemenea, ceilalți doi tineri implicați în conflict de 20-23 de ani au distrus tripla autovehicului prin exercitarea de lovituri de picior în aceasta. În cursul zilei de astăzi, toți cei patru tineri urmează a fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale. După această faptă, tinerii s-au urcat la volanul mașinii ce aparținea persoanelor vătămate și l-au condus pe strada Macului din municipiul Motru fără a avea permis de conducere. De asemenea, aceștia au distrus tripla autovehiculului. Astăzi, toți cei patru tineri din Mehedin sunt prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale.